cursă fixă lângă noi, domnule Borula. Sigur că da. Pentru că de asta am fost invitat. Bună seara, stimate domn și stimați domn, distinși colegi. Mulțumesc în primul rând organizatorilor și în particular domnului inginer Desideriu Dudaș pentru amabilitatea de a mă invita pentru a vă spune câteva cuvinte în mai multe calități pe care le dețin și pentru care am o apreciere și o considerație deosebită. S-a folosit aici de către moderatorul nostru cuvântul ferment, cred că este la fel de valabil și de potrivit și pentru domnul inginer Dudaș, care încearcă din răzputeri să coaguleze potențialul existent Dobrogean în cadrul acestei filiale astăzi Dobrogean. Nu mă laudați prea tare că e și soția aici. Nu e nimic, știe că nimeni nu-i perfect. Prin urmare, este secretarul general al asociației noastre. Încă o dată îmi permite să îmi exprim această apreciere deosebită pentru efortul considerabil pe care îl depune în a organiza, în inițiative și, după cum vedeți, chiar și în acest moment foarte plăcut astăzi, care înțeleg că ar fi un fel de debut al unor asemenea întruniri viitoare. Ceea ce aș fi vrut să vă spun foarte scurt, nu mult astfel multul, este faptul că din punct de vedere academic, reprezint Comitetul Român de Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii, unul dintre comitetele profesionale și profesioniste ale Academiei Române, filială pe care am reușit să o organizez după Revoluție, având în vedere faptul că până atunci nu prea am fost băgat în seamă, dar am avut surpriza plăcută după 90 să fiu solicitat să mi se reamintească propria inițiativă și să reușesc organizarea acestei filiale a comitetului pe care l-am menționat. Anul trecut am avut bucuria să sărbătorim 30 de ani de la înființarea acestei filiale, care reunește un grup foarte diversificat sau heterogen de specialități. Rețineți, vă rog, este vorba de istoria științei și tehnicii, deci nu se țin prelegeri sau comunicări sau intervenții de tip strict profesional, ci de istoria științei, a personalităților, a instituțiilor și așa mai departe. Prin urmare, cred că domnul inginer Dudaș are senzația și aș vrea să o confirm pe cât posibil că acest comitet reprezentant al Academiei Române ar putea să aducă o contribuție la activitățile diverse și importante ale ASPES Dobrogea. Să sperăm că vom reuși să facem această colaborare și să materializăm, să dovedim utilitatea comitetului nostru și în acest context. În sfârșit, în planul strict profesional, aș vrea să vă aduc la cunoștință celor care nu știu existența a două organisme internaționale cu rol deosebit de important regional, prin regional înțelegând Dunărea și Marea Neagră. Aceste două organisme internaționale, mai precis Comisia Internațională a Dunării și Comisia Internațională a Mării Negre, una mai veche, cealaltă de dată mai recentă, sunt organisme extrem de importante, de multi sau pluridisciplinare, care îmbrățișează un domeniu foarte larg de preocupări, inclusiv ceea ce poate interesează acum cel mai mult domeniul economic și al protecției mediului înconjurător, și pentru care propun astăzi Dobrogea și implicit domnului secretar o îmbinare a intereselor și a celor dorite de a fi înfăptuite pentru noi ca români în, în cadrul sau cu ajutorul acestor două organisme internaționale, pentru Dunăre și pentru Marea Neagră. Ar fi în mod sigur domenii interesante și posibile de colaborare pentru care îmi exprim întreaga disponibilitate pe fondul profesional propriu. Sunt biolog marin și am fost directorul științific al Institutului Român de Cercetări Marine din Constanța. Actualmente, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare din Gorea Antipa. Am reușit după 90 să botezăm institutul nostru pe merit cu numele lui Gorea Antipa. Mare savant, mare patriot și mare om de cultură. Din păcate, la fel ca mulți alți români importanți pentru noi și nu numai pentru noi, mai puțin cunoscut decât este într-adevăr. Vă mulțumesc foarte mult și mă aștept să continuăm acest obicei al acestor întruniri. Domnule Dudaș, vă mulțumesc încă o dată.